Bun, biserica este trece prin mai multe faze, prin mai multe modificări dramatice, da. În special în cursul reformei religioase. În Cluj am avut trei reforme, majoritatea Europei sunt două confesiuni reformate, respectiv calvinistă și luterană. Da. În Cluj a mai existat o altă reformă care a fost mult mai strictă, respectiv a unui teolog pe numele său David Ferenc, care la bază era un teolog catolic. Bună ziua! Bun, deci în biserica a suferit niște modificări masive în cadrul reformei și a contrareformei religioase. În Europa de Vest au fost mai multe confesiuni reformatoare, ca să spun așa, sau mă rog, denumite după reformatorii lor, Jean Calvin, Martin Luther și așa mai departe. În Transilvania, pe lângă reforma calvinistă și reforma luterană, am existat o reformă care se numește unitariană, da. Și care a pornit chiar din Cluj. Și Cluj este unul dintre puținele orașe din lume care se poate mândri cu faptul că o confesiune s-a născut aici. Okay. Acest reformator, dar vom afla mai multe despre el în Biserica Unitariană, David Ferenc, la bază un teolog catolic, da. A adus niște modificări și, printre altele, una dintre modificările de bază ale protestanților este că nu sunt admise icoane, da. Picturi de niciun fel. Oamenii trebuie să se concentreze pe ceea ce predică, da. Pastorul sau preotul, nu să se uite sau să fie distrași. Da. Biserica a fost pe rând inițial construită ca și biserica catolică, da. Urmă pe rând calvinistă, luterană și unitariană. Cel mai mult a fost unitariană până în la cucerirea Transilvaniei, sau mă rog, la preluarea Transilvaniei de către Habsburgi. Da. Habsburgii, unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut în Cluj a fost să recatolicizeze această biserică, deși au garantat libertatea religioasă a Transilvaniei. Și pentru un italian s-a construit o altă biserică pe care o vom vizita de asemenea. Bun, deci biserica astăzi este catolică, slujbele sunt în limba maghiară, pentru că o mare parte a comunității maghiare din Cluj este catolică, romano-catolică, ca să fim înțeleși. Și a trecut printr-un amplu proces de restaurare. În anii 50-60 s-a restaurat ultima dată și acum cu fonduri europene s-a făcut o restaurare masivă, unde printre altele s-au descoperit și niște fresce, da. Fresce datând din perioada catolică. Deci înainte, cu mult de ultima reformă. Da. Deci, s-ar putea că la ultima reformă să se fie astupat asta? Da, da, la ultima reformă s-au distrus sau s-au astupat. Ok. Din motivul pe care l-am enunțat înainte. Bun, cel mai vechi element al bisericii este acea poartă, putem merge mai în față, o poartă a sarcristiei. Sarcristie este acea mică capelă de lângă altar. 1526, dacă nu mă înșel, realizată, da, lucrarea aceasta din piatră, realizată de către un mare, de către un meșter german, Johannes Klein, este considerat a fi unul dintre primele elemente renascentiste ale orașului. Și ce este foarte, foarte interesant este baza portalului, reprezentând pe de o parte stema Clujului, pe care am mai văzut-o, da. Cele trei turnulețe cu o poartă deschisă și în partea dreaptă un simbol foarte cunoscut al pelicanului care își sfâșie pieptul pentru a-și hrăni puii. Da, 1528. Este inscripția, deci 1528 a fost realizat. Din nou, foarte interesante sunt vitralile, da. Realizate la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, care dau atmosfera aparte bisericii. Da. Biserică care a și ars de câteva ori. Din câte știu, a existat chiar o mare problemă cu accesul în pod și în tunul bisericii cu o singură ușă. La renovarea bisericii, la reconstrucția ei ulterioară, s-au prevăzut mai multe intrări înspre turn. Și mai trebuie să specificăm faptul că intrarea este liberă. Și asta mi se pare foarte frumos. Okay. Da, în general, dacă stau să mă gândesc bine, bisericile administrate, bisericile romano-catolice din România sunt cu intrare liberă. Da. Ok.
Da. Da, sunt la fel ca și în multe, multe alte locuri. Uite, să vii până aici. La fel ca și în multe alte locuri, biserica centrală a orașului, în biserică, se înmormântau membrii importanți ai comunității. Da. La fel a fost cazul și în Cluj, până în secolul XVIII, în vremea lui Iosif al II-lea, fiul Mariei Tereza, care este unul dintre împărații habsburgi care a cunoscut cel mai bine aceste zone. A făcut mai multe vizite în Banat, în special, dar și în Transilvania, din câte știu eu, vreo 3 vizite. El a fost cel care a interzis această practică. El a fost și cel care a introdus o serie de legi și de reglementări foarte, foarte importante în ceea ce privește igiena. Da. De exemplu, până la regulile lui, puteai îngropa în biserică, ceea ce s-a interzis complet. Și printre altele puteai, era în perioada lui, se introduce și o lege a igienei, respectiv până la el, oala de noapte, dimineața servitorii o goleau pur și simplu, aruncau peste gard. Da. Nu vrem să ne imaginăm cam cum mirosea pe stradă în acea perioadă, el este cel care interzice această practică. Bun, foarte interesant în biserică mai este și amvonul. Da. Amvonul care a fost primul element baroc, primul element catolic introdus în biserică după ce aceasta a redevenit catolică. Este o operă a celebrului, în Cluj cel puțin, celebrului artist Johannes Nachtigal, von Nachtigal, din lemn de nuc cu pe alocuri aurit. Este locul de unde predica sau de unde predică în anumite momente preotul sau în cazul în care este în oraș și episcopul. Da, pentru că el trebuie să fie printre oameni. În mijlocul oamenilor, da. Exact. Este o lucrare absolut superbă, cu multe, multe motive, printre altele cei patru evangheliști, printre altele în partea superioară Sfânta Treime, deși văd că porumbelul care simboliza Spiritul Sfânt sau Duhul Sfânt a căzut sau sper că a fost luat jos pentru restaurare. Da, da. La fel, în biserică mai există două crucifixe foarte interesante. Cel din față este lucrarea de diplomă a lui János Fadrus. Despre János Fadrus vom discuta un pic mai târziu. El este cel care a dezvoltat planul după care s-a construit statuia lui Matia Corvin. Da. Și ca și un semn de mulțumire pentru clujeni. Da, deci această mică capelă găzduiește un crucifix care este opera lui János Fadrus, celebrul artist care a proiectat și care a și realizat statuia lui Matia Corvin, care se află în piața centrală a orașului și ca și mulțumire pentru clujeni că au construit, că au realizat această statuie și a donat această lucrare comunității din Cluj, care și este expusă în biserică. Da. Este un crucifix relativ clasic și imediat mergem să vedem alt crucifix care este cu totul și cu totul diferit. Da. Respectiv acesta. Cred că sunteți de acord cu mine că majoritatea sau toate crucifixele pe care le-am văzut până acum le reprezintă pe Iisus uitându-se în jos. Aha, și aici se uită în sus. Excepție, da. Majoritatea îl reprezintă în momentul în care este deja mort. Da. Acesta îl reprezintă în momentul în care încă trăiește. Și există acest pasaj din Biblie în care se uită către Dumnezeu Tatăl și spune în ebraică, Eli, Eli, lama sabachthani,
tată, de ce m-ai părăsit? Da. Se și vede că nu are urma suliței în coaste. Da. Deci alt element care indică că încă trăiește. Este un monument baroc, sculptat dintr-o singură bucată de piatră, adus în biserică după ultima mare epidemie de ciumă, care se spune că a decimat peste o treime din populația orașului. Epidemiile de ciumă de atunci nici nu putem concepe în ziua de azi ce însemnau. Erau pentru... Na, unul din trei oameni era o condamnare la moarte. Da. Se realizau astfel de monumente. În Timișoara, de exemplu, este obelisc al ciumei. Sunt chiar două obeliscuri ale ciumei. În Viena, prin multe orașe, sunt asemenea monumente care amintesc de aceste drame și care încearcă cumva să dea o notă optimistă și să îmbărbăteze supraviețuitorii că a trecut epidemia și acum e tot ok. Dar din câte știu eu, cel puțin în România, nu cunosc să mai există vreun crucifix în care poziția lui Iisus să fie aceasta. Da. Iar poate interesant este partea dreaptă, unde a fost chiar la început. Da. Există, s-ar părea că aici a fost prima parte a bisericii, respectiv așa numită capelă Schleinisch. Da. Se și vede că parcă arhitectural face parte din altă categorie. Gregorius Schleinisch, primul preot paroh al bisericii, acolo în partea de sus se și vede că nervura gotică este diferită față de cea din restul bisericii și acolo sus puteți vedea stema lui preotului Schleinisch, respectiv un turn din care iese un leu. Iarăși cele mai frumoase fresce care s-au conservat în biserică pot fi văzute aici, cu pasiunea lui Hristos și scena crucificării lui sus. Bun, lângă intrarea în Biserica Sfântul Mihail este statuia inaugurată relativ recent a lui Marton Aron. Marton Aron, care reprezintă una dintre cele mai importante personalități ale culturii maghiare din zonă. Cel care a fost episcop, are o viață mai complicată, a luptat în primul război mondial, a fost rănit de două, trei ori prin luptele de la Oituz, Mărăști, pe acolo, bine, el fiind de partea Austro-Ungariei. După primul război mondial, apare în actele siguranței românești ca și un oarecare pericol, un element revanșard, revizionist, însă în al doilea război mondial, odată cu cedarea Ardealului de Nord, începe, din păcate, în Cluj o mare adunare a evreilor cu forța. Ei sunt internați în două lagăre, în două ghetouri într-o parte a orașului, în partea de est a orașului. Și el este singurul, printre puținii reprezentanți de vază ai comunității maghiare care se opune foarte tare brutalizării evreilor, da. Se opune foarte tare deportărilor. În timpul predicilor roagă membrii congregației să îi ajute, motiv pentru care intră în conflict cu autoritățile maghiare și este nevoit să părăsească Cluj și să se mute la Alba Iulia. După al doilea război mondial are treabă cu comuniști, a fost și în închisori comuniste, însă datorită ajutorului dat evreilor, împreună cu membrii ai comunității române. De exemplu, sunt doi medici, din câte știu, care împreună cu el au salvat câteva zeci, dacă nu chiar sute de familii de evrei, trecându-le efectiv granița dincolo de graniță, granița care era între Cluj și primul sat, între Cluj și Feleac, da. Salvând astfel aceste persoane. El este și recunoscut drept între popoare de către Ierusalim. Da, și are această statuie. Da. Da, povestea evreilor din Cluj este destul de tristă.
putem să mergem în continuare. Da. Este destul de tristă, Clujul având o comunitate iudaică foarte puternică și foarte activă înainte de cel de-al doilea război mondial. Undeva la 50% dintre medicii clujeni erau evrei. Mare parte a lor a murit la Auschwitz sau în alte lagere de concentrare, ceea ce a făcut ca orașul Cluj să aibă un mare deficit de medici după al doilea război mondial, ceea ce a fost foarte, foarte, ceea ce a fost o catastrofă pentru Cluj. Ei sunt adunați, duși în ghetourile despre care vorbeam și abia în 44 sunt deportați. Okay. Deci târziu, da. Foarte, foarte târziu, în urma așa numitului marș lung, mulți dintre ei ajung la Auschwitz, majoritatea mor acolo, o parte se întorc, dar mulți dintre ei pe urmă pleacă în Israel sau în Statele Unite. Da. Astăzi comunitatea mozaică a Clujului este micuță, are vreo 200 de membri, dar mare parte a lor sunt din căsnicii mixte. Ok, ok. Deci ușor, ușor se, o să se, se termine, adică ei mai fac... Cum e cu comunitatea aceasta evreilor? Au câteva activități pe care le fac. Este un contact foarte bun și o legătură foarte strânsă cu evrei sau cu familiile evreilor emigrați în Israel sau emigrați în Statele Unite. Și practic comunitatea, la fel ca și în toate orașele din România, comunitatea iudaică este mult mai activă în diaspora decât în țară. Ok. Există o sinagogă care este încă sinagoga activă. Celelalte clădiri care pe vremuri au fost sinagogi, astăzi au diferite alte, servesc unor altor scopuri. De exemplu, într-una dintre ele este Facultatea de Matematică a Universității Babeș-Bolyai. Mai sunt, din câte știu, sediul Antena 1 Cluj este într-o fostă sinagogă și așa mai departe. Ok. Da, mergem acum pe lângă biserică, pe latura aceasta a bisericii sunt câteva palate foarte interesante, unele adică dintre ele. Clădirea aceasta impunătoare din față este printre altele sediul consulatului maghiar de la Cluj, dar în stânga, lângă între acea clădire și semnul cu Antold, este o clădire foarte frumoasă în stilul secesiunului maghiar. Cea cu crem? Cea cu crem, exact. Crem, da? Ok. La Timișoara sau mai ales la Oradea veți găsi multe astfel de clădiri foarte, foarte frumoase, dar Jugendstilul sau secesionul sunt prezente foarte puternic și aici la Cluj. Și personal, asta este una dintre clădirile mele preferate din oraș. Ok. Cred că putem merge înapoi pe trotuar. Da, hai pe trotuar. Și în față avem o clădire superbă. Da, imediat ajungem și la ea. Da. Clădirea din față este probabil cel mai cunoscut și cel mai frumos palat al Clujului. Da. Revenit, din păcate, în ultimele săptămâni în atenție, din păcate, în urma unor probleme juridice, clădirea a fost retrocedată. În urma unui proces care multora li s-a părut foarte, foarte dubios. Ok. Clădirea a fost retrocedată și muzeul de artă pe care îl găzduiește va trebui să se mute. Ah, ok. Chestie pe care foarte mulți clujeni nu o pot concepe. Da. Da. Este un simbol al orașului și un loc atât de împământenit în istoria noastră și în cultura noastră, încât mi se pare incredibil să trebuiască să se mute muzeul de artă. Încă nu e 100% sigur că se va muta sau nu. Dar dacă autoritățile locale nu vor ajunge la o înțelegere cu cei care au câștigat în instanță clădirea, din păcate asta se va întâmpla. Bun, palatul în sine este cunoscut în Cluj drept Muzeul de Artă sau Palatul Banfi. Ok. Banfi este una dintre cele mai vechi și cele mai importante familii maghiare din Transilvania. Se pare că ei ar avea o istorie de cel puțin 800 de ani în Transilvania, dacă nu chiar de la sosirea maghiarilor aici.
E foarte interesant că în Transilvania fiecare orășel sau sătuc are un nume în limba română, unul în germană și unul în maghiară. De cele mai multe ori diferite sau complet diferite. Numele, dacă ar fi să luăm o hartă cu denumirile maghiare ale localităților din jurul Clujului, am descoperit că foarte multe dintre ele conțin și numele Banfi, însemnând că această familie a avut acolo posesii sau vreo reședință nobiliară. Desigur, familia a fost foarte mare și au fost mai multe ramuri prin toată această parte a Europei. Palatul în sine este construit de către, la ordinul unui guvernator al Transilvaniei, pe numele său Gheorghe Banfi, cel care a dus capitala Transilvaniei de la Sibiu, de la Bruckenthal, din zona săsească, a dus-o la Cluj. Și a fost unul dintre cei care au dat un imbolt pentru dezvoltarea foarte puternică a orașului. Acest Gheorghe Banfi era un personaj atât de bogat, încât se spune că a cumpărat două clădiri istorice, două clădiri mari și vechi, le-a demolat pe amândouă și cu ajutorul sau după planurile arhitectului orașului Sibiu, Johannes Eberhard Glaumann, a construit acest frumos palat. Deasupra intrării se vede sigla familiei Banfi. Este un grifon care ține o sabie așezat pe o coroană. Grifonul este acest animal, această creatură mitologică, constând în jumătate leu și în partea de sus jumătate vultur. Extrem de interesant sunt și statuile din stânga și dreapta, care simbolizează sau reprezintă zeitățile romane și pot fi văzute aici. A fost singurul palat care a avut două curți interioare din Cluj, din care se mai păstrează una singură și, după cum v-am spus, din păcate a fost supus unui proces de retrocedare care multora li se pare complet cusut cu ața albă, dar în orice caz decizia este definitivă și este cel puțin două treimi ale palatului trebuiesc retrocedate și trebuiesc eliberate. Acum, în ce măsură se va reuși păstrarea, sperăm cu toții că acesta va fi cazul. Poate o să fie un caz fericit, se va întâmpla ceva de bun augur. Poate da. O să vândă cei care... Da, este... Cine știe, da. Da. Vom vedea. Data viitoare. Când veniți și filmați în Cluj, sperăm să avem vești okay. mai bune. Okay. Doar câteva cuvinte despre ceea ce se întâmpla în palat, ca să vă faceți o idee cam cât de bogată era această familie. Se pare că Clujul și Palatul Banfi era faimos pentru balurile care se organizau aici. Printre alții, Franz Liszt, Bartók Béla, Friedrich Chopin sunt printre cei care au ținut concerte în acest palat. Și printre altele am adus o carte, care este una dintre cărțile mele preferate, scrisă de un ultimul membru important al familiei Banfi, respectiv Miklós Banfi, care, pe, din punctul meu de vedere, destul de nedrept, este unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului 20. Miklós Banfi, care poate că și-a câștigat dreptul de a avea o statuie în centrul Clujului. El este cel care, și îmi permit să spun asta, a salvat Clujul în al doilea război mondial. Ok. El fusese, înainte de primul război mondial, fusese ministru, dacă nu mă înșel, al culturii în Ungaria. După război nu a avut voie să se întoarcă în Cluj, pe urmă i s-a permis întoarcerea în Cluj. Și în al doilea război mondial, timpul celui de-al doilea război mondial, în momentul în care trupele sovietice se apropiau foarte tare de Cluj, el a reușit să convingă generalul armatei maghiare, care își avea sediul în Cluj, să părăsească orașul fără să lupte, salvând astfel Clujul de bombardamente. Wow, da. Ca și răzbunare, în momentul în care armata germană s-a retras, a bombardat una dintre reședințele de vară, și reședința lui preferată de vară este celebrul castel de la Bonțida, da. Unde de câțiva ani se organizează, după părerea mea, cel mai bun festival de muzică din zonă, respectiv Electric Castle. Ah, okay. Până acum câțiva ani, când festivalul avea o dimensiune mai mică,
scena principală era fix în fața ruinei palatului. Da. Doar că crescând festivalul și din motive de siguranță, mai este și astăzi o scenă acolo, dar scena principală este lângă, dar toată locația este fix acolo unde pe vremuri existau grădinile franceze, engleze și așa mai departe ale castelului Banffy. Castel construit după planurile, desigur, la o scară mult mai mică, a celebrului Versailles. Da. Bun, și acum revenind la carte, Miklos Banffy scrie trilogia Transilvană. Trilogia Transilvană care este tradusă în foarte multe limbi, de câțiva ani și în limba română. Și o carte pe care o recomand foarte tare, de care eu personal mă simt destul de legat, pentru că jumătate din acțiune se petrece în Cluj sau în Bonțida, deci da, în zona aceasta, în acest palat, în palatele din jur și în palatul din Bonțida, și o parte a acțiunii se petrece în județul Sălaj de astăzi, în jurul cetății Almașului. Da. Pe mine mă cheamă Almășan. Da. Tatăl meu este născut la 20 de kilometri de cetatea Almașului, tot pe Valea Almașului. Da. Sunt trei cărți, este o trilogie. N-am crezut niciodată că o să reușesc să citesc așa repede o carte. În pandemie, când m-am mutat cu familia chiar la țară, chiar pe Valea Almașului, citind cartea, parcă mă transformam în perioada respectivă. Este practic o poveste a vieții lui, sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Este o poveste a aristocrației maghiare, în special din Transilvania, însă în care povestește foarte mult și despre comunitatea românească din zonă. Și se poate face așa o imagine foarte clară a gândirii de atunci. Și ceea ce este șocant este că războiul stătea să înceapă și aristocrația nu avea absolut nicio problemă. Balurile erau baluri, partide de vânătoare erau partide de vânătoare. Dintr-o dată, în 1914, când este asasinat la Sarajevo moștenitorul coroanei habsburgice, toată lumea se trezește. Și acolo se și încheie. Da. Eu vă recomand foarte, foarte tare, o găsiți în librării. Să mai arătăm o dată? Ăsta este doar unul dintre cele trei volume. Ok. Bun, aproape de biserica, de biserica Sfântul Mihail, se află o stradă care este cu adevărat unică, din câte știu eu, unică în Europa. Să sărim un pic în istorie, secolul XIX, tot locul acesta arată cu totul altfel. În primul și în primul rând, biserica nu are turn. Am spus că turnul, da, a fost construit abia în secolul XIX de către un arhitect care a construit și un turn al catedralei Sfântul Ștefan din Viena, dar biserica, ca să obțină un venit suplimentar, a acceptat construirea mai multor căsuțe, barăci în jurul bisericii. Comunitatea clujană s-a revoltat. O parte dintre arhitecții tineri care în acea vreme dezvoltau tot felul de proiecte îndrăznețe în Cluj s-au revoltat și ei și atunci s-a ajuns la compromisul demolării acelor barăci, acelor magazine și căsuțe și în locul lor s-a construit această stradă. Asta o stradă, cele patru palate, două pe o parte, două pe cealaltă. Aceste palate au fost donate bisericii catolice, care în continuare administrează sau este în posesia multora dintre aceste spații, printre altele și Facultatea de Teologie Catolică, Romano-Catolică. În schimb, ce e interesant este că această stradă este singura stradă în oglindă. Respectiv, dacă vă veți uita atent, veți vedea că pe partea stângă este același detaliu ca și pe partea dreaptă. Da. Iarăși foarte interesant, foarte frumoasă este și, deși asta este mai degrabă accidentală, pentru că Catedrala Ortodoxă a fost construită mult mai târziu. Adică cea din față? Cea din fața noastră, exact. Neagră, da. Dar este foarte interesantă și această legătură între Catedrala Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică de pe... Adică cea din spatele nostru. Cea din spatele nostru, da. Dacă tot am amintit mai devreme faptul că într-una dintre clădiri este sediul Facultății de Teologie Romano-Catolică, mai pot aminti și că Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj este singura universitate din lume în care există 5 facultăți pentru teologie, 5 facultăți de confesiuni diferite. Da, strada asta pe care ne aflăm acum, care încă este oarecum în construcție. Da, putem să o arătăm. Pentru numele... că nu se mai arată așa că nu se fie gata, clar. Abia aștept, abia așteptăm clujenii că multe proiecte cu pietonalizarea ei au avut loc de-a lungul anilor și într-un final s-a decis, deși
Da, va fi mai interesant cu traficul pe lângă, dar vom vedea. Foarte interesant, astăzi se numește Mihail Cogălnicianu, dar numele istoric al străzii este Ulița Lupilor. Ok. Suntem, din punct de vedere istoric, în afara cetății medievale a Cluj, în afara primei incinte fortificate. Da. Deci mai de mult pe aici nu erau ziduri care să prevină accesul vreunor animale și se pare că erau lupi destul de mulți care veneau înspre oraș. Destul de aproape este și cimitirul central Hajongard în maghiară, care vine de la germanul Hasengarten, da, adică grădina cu iepuri. Aparent, înainte de existența cimitirului, acolo a fost o vărzărie și iepurii veneau la varză, cred da, că lupii veneau la iepuri și atunci... Ecosistem întreg. Exact, exact. Așa avem numele astea de animale prin Cluj. Foarte interesant este statuia de lângă noi, care nu este un original. Originalul a fost... realizat în 1377, okay, de către doi frați, Martin și Gheorghe, aici în Cluj. Și acest original este considerat a fi unul dintre primele monumente renascentiste din Europa. Originalul se află în Praga. Da. Din păcate, într-un depozit al unui muzeu, pentru că este, din câte știu, într-o stare foarte precară, nu am reușit să vorbesc cu nimeni cine să-l fi văzut vreodată. O copie al originalului este, în schimb, în Praga. Dacă veți merge în Praga, în cetate, pe deal, este exact Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Da. Și această copie este istorică, este din secolul XVIII, deci are ceva ani. Se vede că e destul de veche, da. Nu acesta a fost amplasamentul original, dar oricum se potrivește întregului ansamblu. Litere gotice, este o inscripție gotică. Îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul. În special în partea aceasta a Europei, Sfântul Gheorghe apare foarte des, inclusiv la Voroneț, nu? Este da, patronul bisericii mănăstirii din Voroneț. Balaurul simboliza păgânii și Sfântul Gheorghe era cel care venea să ne salveze. Deci, indiferent la catolici sau la ortodoxi sau oriunde, Sfântul Gheorghe apare foarte des. Am avut un profesor de istorie care zicea că ăsta de fapt este ginerele și soacra. Alții spun că este Sfântul Gheorghe omorând. Bun, așteptăm să intrăm în biserică și acolo să aflăm mai multe și despre biserică și despre împrejurare. Okay.